Vă spuneam data trecută că specialiștii Consiliului Național al Audiovizualului și ai Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Roseti din cadrul Academiei Române au printre atribuțiile lor și monitorizarea modului în care limba română este folosită la radio, la televiziune și în presa scrisă ne-am permis să ne alăturăm și noi eforturilor făcute de cele două prestigioase instituții în vederea cultivării limbii române. De aceea am prezentat în emisiunea noastră de săptămâna trecută câteva dintre greșelile de exprimare descoperite în audiovizual. După cum ați observat, nu am precizat posturile de radio sau de televiziune unde s-au întâlnit respectivele uh, greșeli. Pentru că nu intenționăm să stricăm imaginea nimănui, nu vrem să compromitem pe nimeni. Uh, ne așteptăm doar ca odată semnalate, aceste greșeli să nu se repete.